Buzău, haide, haide, am sosit, pentru 24, aici. Și coborât, aia vreau să zic. A, trenul a fost plin, adică mai este și acum, cred că noi o să ne oprim aici și că ne vărtim puțin în oraș, dar tot ziceați că n-am fost de mult la Buzău și de ce nu mai stau aici, dar uite că o să fiu un pic. De ce nu? De-aia am venit și încoace. Tren de Galați, un singur vagon. Cum v-ați obișnuit? Ați văzut și pe canalul meu. Adică nu-i Galați, e Braz, dar aia nici nu știu unde e. Sincer să zic. Salutare tuturor și bine ați venit la videoclip, sunt aici la stația CFR Buzău și îmi faci video cu trenul pe aici în 2024, așa că de se întâmplă. Data oricum e 26 aprilie 2024, ora 16 și 19 minute, haideți că am sosit aici cu un tren anume de la București care merge pe la Suceava, avea vagon de Bicaz, mă rog, cred că deși de Botoșani, nu contează. Ideea e că cel mai alt video în care am vorbit despre noua carte de călătorie și cum au trecut un an de când călătoresc cu ea. Așa că hai să pornim aici. Buzău, cel mai mare oraș din Europa și a doilea din lume, situat exact la jumătatea distanței dintre Polul Nord și Ecuator. Deci, cred că nici asta nu știați și e un lucru interesant de știut, mai ales că fiecare oraș are un ceva specific, ceva interesant. Da, primul lucru ce am uitat, să mergem să mâncăm frumos și o luăm pe aici. De pe jos, 500 de metri, nu-i foarte mult. Și că haideți! Da, în Buzău am mai fost, cred că în 2022 să fi stat și aici, dar am filmat în Buzău, am filmat la gară, că am coborât din ceva tren sau cred că am fost și cu Claudiu pe aici. În rest, nu am făcut video dedicat din 2021, de când a fost faza aia foarte veche. Acum, ideea e că suntem aici și facem dedicat numai în oraș, cu trenuri, cu transport public, ce o mai fi pe aici și ce mai interesant o vedea. Dar între timp și orașul sunt mai modernizate și stațiile ca lumea. Ca și la noi, până la urmă, la Arad, au început să facă tot mai fain. Așa de mult am vorbit că deja am și trecut de restaurant, așa că haideți să mergem să mâncăm, că e cam timpul.
mai ales să ne vine de bine, au trecut puțin timpul, dar nu e problemă că mai avem destul, că am zis că mă învârt în zona asta, poate luăm un autobuz sau dacă vine, a trebui să vedem. Hai să vedem cu asta. Ce se cheamă stația Gara Tovanei, dar nu știu, așa chema în trecut? Oare de ce? Foarte ciudat. Am pus să iau un abonament de 24 de ore update numai aplicația au și ei care au luat. Așa că ne plimbăm un pic, avem timp și vedem și orașul. Putem să cumpărăm și pe la calaferat. Asta stația Bariera Ploiești. Cobor aici. Păi nu e nicio barieră aici, nu cobor așa. Sau fi acolo. Nu. Ciudat. Practic aici stația de autobuz Boromir plus fabrica Boromir de făină, mă gândesc că aia ar fi din Buzău și să vedem cum trecem înapoi la gara sau pe partea cealaltă. Puțin ciudat orașul aici, că e cam greu să ajungi la o barieră, mai ales cu autobuzul. Acum vedem dacă putem să trecem pe aici pe undeva sau trebuie să luăm alt autobuz ca să ajungem din nou încolo, ocolit. Deși stația CFR e fix în fața mea. Da, cred că afară de partea asta nu putem să trecem alt undeva. Orice să luăm un autobuz. Puteam să cobor acolo după Beta, sau la Beta, stația aia. Ah, nu, am reușit asta. Da, teoretic aici se poate trece, dar pentru personal CFR nu cred că oamenii au voie. Exact ce am zis. Exact aia. A, oricum trece o locomotivă de manevră pe acolo. Deci o să avem un pasaj supraterran pentru pietoni. Să vedem unde se trece, că vine și un tren, ar fi bine să-l prind. Ia să vedem. Mamă, ce tare e aici sus. Simt un pic de mișcare. No, e bun. Mă afară.
trenul de la Nehoiașu. Ce tare. Frumos pasaj, frumos. Chiar îmi place aici, se pot prinde niște trenuri, numai că e și asta care genează filmarea pentru partea aia altă, dar aia cred că se poate face în așa fel încât să nu se prindă. Este partea aia de mai sus, de acolo se poate filma mai bine. Hai să mai mergem la alt autobuz pe partea asta. Până se întunecă mai avem timp, oricum aici avem o stație. Să vedem ce să vină și mergem ceva frumos. O trecut un tren, dar bine, cine a fi crezut că... Opa, no! Și se întâmplă frate aici. Dar aici este mișcare. Da, ce văd aici, nu-i provițător, așa că mă duc pe jos, nu are rost. Poate prindem ceva mai ca lumea la gară. Asta că toate autobuzurile sau foarte multe se concentrează pe zona asta a gării. Vin, pleacă, se întorc aici. Ceea ce e foarte tare. Să vedem unde coborăm, că totuși probabil bariera CFR sau cum o cheamă pe aia. Suntem. Să vreau să mă duc până la bariera asta sau ce e acolo. Cumva drumul închis, circulație publice zice acolo, dar noi putem să trecem, zic. Sau vedem. Aha. Acolo trenul. Uite cum trec trenurile, bă. Da, aici sunt ceva lucrări. Nu știu pentru ce, dacă este cineva de aici și știe, vă rog în comentarii să spună. Și toți, da, toți. Mersi. Autogara, da, dar nu acum. Nu se mai poate folosi.
Ia mergem să vedem aici ce avem, deși nu știu la ce să mă aștept. Nu mă așteptam astăzi când m-am trezit că vin încoace. Dar uite că sunt Buzău. Da, slavă Domnului, măcar o bandă e deschis. Măcar atâta poate să circule. Văd că e sub traversare, aici nu-i barieră. Interesant. Se pare că altfel trebuie să vedem și noi cum ne desfășurăm, dacă putem să ne desfășurăm. Avem câini acolo. Opa! Acolo-i. Curios care-i treaba cu linia aia de acolo, pentru că linia dublă e deja aici. Înseamnă că asta e magistrala efectivă. Interesant. Oricum am trecere aici, nu mai trebuie să trec la câini, pot să trec liniștit aici și trec înapoi pe strada aia pe care am venit. Da, pare asta ca o linie de legătură dinspre Făurei, linia cealaltă care vine de încolo. Asta. Venind vorba. Iar undeva acolo în față se unesc. Da, se pare că stau aici degeaba, că nu prea vine nimic. Nu știu. Adică tren de călători cu siguranță nu. Nu pare să vină. Acum aici e roșu. Tule dimineața să vină nimic. Și acolo tot sunt câinii ăia care tot se uită și tot latră. Da, nu contează. Nu-s binevenit aici. Din partea lor. Și vreau să prind un tren aici, dar se pare că nu o să prind nimic. Haideți că plec de aici, oricum și clădirea asta a fost ceva pe vremuri, probabil. Nu mai e numai pentru locuit. Pe Galați, pe București, pe dincolo se circulă la ora asta. Acum aici nu cred că o să mai vină ceva, maxim un tren de marfă, care au și trecut, la urmă. Da, hai să merem înapoi la autobuze. Da, printre mizerie și printre gunoi, da, trecem. Nu-i bai. Acum ar fi cu mine dacă ar trece un tren, mai ales de călători. Dar n-are ce să treacă la ora asta București. Mă rog, poți să ai tot timpul noroc. Am prins-o din depărtare și am prins-o marfă pe aproape. Eu zic că e suficient. Toate stațiile aici, că aici din spatele meu, aici opresc astea care vin de la țară, sau se duc la țară, nu știu, am înțeles exact, și altă stație care circulă aici în zona asta, adică în oraș. Vreau să văd exact care e situația. Da, probabil la asta se referă, cum a trecut un autobuz, 10-le, aia cu siguranță aici a oprit. Ciudată circulația autobuzelor aici și e și vineri. Tot nu înțeleg. A trebuit să vină ceva, dar vedem. Da, e ușor când vine ceva și când nu vine e greu. Fără autobuze pe aici, la ora asta. Așa că eu cred că o să iau un Bolt. Imediat, 5 minute, frate. Puteam să stau acolo și bine sau putut să aleg Boltul. Am ales Boltul. Să vedem cu care mergem. Oricum mergem spre Ploiești Vest. Da, asta-i sosia asta. Da, asta e efectiv trenul spre Nehoiașu. Linia aia care trebuia să meargă spre întorsura Buzăului să continue încolo, să fie o linie principală care să taie Carpații pe aici și să se poată ajunge pe scurtătură dinspre Brașov spre
Buzău și Constanța, dar n-a fost să fie. Până vine trenul nostru, o să mă duc și eu frumos să intru în, cred că e Penny aici, să văd mai exact, să mai iau niște lucruri ca să am până mâine și apoi mergem spre Ploiești. No, haideți că am terminat, nu am câte ceva până mâine, oricum ideea e cu toată chestia ce am făcut aici și am fost la Buzău câteva ore, e faptul că chiar dacă am fost numai o parte din oraș și partea asta cu gara și conjur, cum ar veni, nu am fost în centru mai mult. Bine, am fost numai până la unde am luat masa și cam atât pe partea asta, în rest conjur. Poate data viitoare, când o să mai fiu aici, o să mai fac și partea aia, vă dați seama că câteva ore nu se poate face tot orașul sau una. Puteam să mă duc încolo, dar a fost să fie în jurul căilor ferate, asta e toată ideea. Da, oricum mai trebuia să vină acum trenul, dar hai să și trecem că se face verde aici. Trenul are întârziere, așa că nu o să fie problemă să o ajungem. Plus că, na, ar fi și cazul că va fi aici finalul acestui video de la stația CFR Buzău, așa că eu o să-mi iau rămas bun așa frumos la voi de acest video foarte, foarte interesant aici de la Buzău și stația și trenurile și autobuzele, ziceți până la de tot ce ați văzut în acest video, așa cum a fost ziua, câteva ore bune și acum spre seară deja. Dați un like, dislike, oricare, pentru că contează, distribuiți pe departe, adică și oțelul și ne vedem în următorul videoclip. Salutare, pace, să fiți iubiți, bye! Da, trenul trebuie să fie destul de gol din ce am văzut pe căutare și pe mersul trenurilor acolo la câte locuri mai sunt, da, destule, chiar sute de locuri. Vrei să continui cu următorul video alături de mine? Dă click pe videoclipul de mai sus.